întâmplător, mai exact la invitația domnului academician Ion Păunu Otiman, am fost prezentă la ultimile trei ediții ale limbii culturii române la Timișoara. Bucuria mea, gândul care vreau să vi-l împărtășesc, este mândria de lugojancă că anul trecut la acest mare eveniment pentru partea de vest a țării, nu numai pentru județul Timiș, ci și Caraș, și Arad, și Hunedoara, partea artistică, deci, a fost prezentată de corul Ion Vidu. Iar în acest an, de Aura Avram Svarovska și acompaniată la pian de un alt lugojan, de tânărul Alex Reis. Vreau ca mama Aurei și bunica lui Alex să se ridice, să le vedeți cei care nu le cunoașteți, dacă vor, doamna doctor nu vrea, și să le aplaudă. Aura a cântat la Muzeul de Artă din Timișoara, a cântat imnul. A cântat în așa fel imnul încât a produs emoții, bucurii și întrebări. Unii se întrebau, de oare cine este această doamnă care cântă atât de frumos? De ce n-am auzit-o cântând la Timișoara în acești ani? Ce spui, Aura? Poate închidem această întâlnire spunându-ne, să ne spui câteva cuvinte despre momentul acela din 1 decembrie. Da, a fost așa o chestie extraordinară. Bănuiesc că mulți și-au imaginat că vai cât a dat Tvarovska din coate ca să cânte la sala barocă unde pentru tot, cum să zic, toată clasa politică, da? Adică cine era? Prefectul, președintele Consiliului Județean, nici vorbă, ca orice lucru, după, poate că ați înțeles din poveștile mele, nu m-am dus niciodată spre un lucru, ci toate lucrurile bune au venit spre mine, acele care au trebuit să vină. Ei, așa a fost și invitația aceea de 1 decembrie, unde am fost foarte onorată să cânt în fața unor autorităților locale, da, și era pentru mine, pentru prima dată, când am venind după atâția ani de străinătate. Și m-am bucurat să găsesc o clasă politică combinată, erau toate culorile politice și într-o atmosferă foarte bună. Și îmi pare rău că acum nu mai e așa de bună, dar atunci erau așa de frumos, toți împreună, indiferent de culoare politică, și a fost o atmosferă extraordinară. Păi, ce să zic? Da, a fost o onoare, m-am bucurat să cânt imnul, nu e de aici pe acolo. Așa se zice, de aici, de acolo. Și a fost o onoare și de-abia aștept să cânt și la București data viitoare. Mulțumim, Aura! Toată lumea face un photoshooting cu Aura și vă mulțumesc dumneavoastră că ați venit astăzi aici și am petrecut împreună o seară frumoasă. Mulțumim mult de tot!